Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Onești, 4,5 milioane de lei pentru un proiect prin PNRR. O nouă promoție a depus jurământul la Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciar Târgu Ohna. Heliportul de la Spitalul Județean de Urgență Bacău este operațional. Zilele trecute, primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină, a semnat în prezența primului ministru Nicolae Ionel Ciucă și al ministrului Tancoș Barna un contract finanțat prin PNRR în valoare de 4,5 milioane de lei ce vizează construirea și dotarea unui centru de colectare selectivă cu aport voluntar, componenta 3, managementul deșeurilor. Mulțumesc actualei guvernări pentru eficiență și seriozitate în privința atragerii de fonduri europene. De asemenea, mulțumesc colegilor din primărie pentru viteza de reacție și implicare, a precizat primarul Oneștiului, Victor Laurențiu Neghină. Astăzi au fost semnate primele contracte de finanțare pentru protecția mediului. Discutăm de 565 de centre de colectare care au alocat suma de 590 de milioane de euro. Sunt acei domni primari care au înțeles cât de important este acest demers și cât de mult bine face acest demers comunităților pe care dumnealor le conduc. Și această infrastructură de colectare voluntară este practic una complementară la celelalte măsuri și proiecte derulate prin Ministerul Mediului. Discutăm de o valoare de 1,2 miliarde de euro pentru colectarea de deșeuri și de asemenea un plan foarte ambițios pentru noi, prin care ne propunem ca până în anul 2030 să nu mai ducem la centrele de colectare mai mult de 10% din deșeurile urbane. Ca atare, sunt convins că atât prin intermediul autorităților, dar și prin acțiunea voluntară, conștientă a fiecăruia dintre noi, putem să îndeplinim acest obiectiv. Practic, prin această activitate, reușim să punem la dispoziția cetățenilor o soluție gratuită de colectare a deșeurilor din gospodării, deșeuri care nu sunt ridicate de operatorul de salubritate, și aici discutăm de mobilier vechi, de cauciucuri, de deșeuri de echipamente electrice și electrocasnice, baterii uzate, deșeuri rezultate din demolări și sau construcții, deșeuri care, așa cum menționam, nu sunt ridicate de către operatorul de salubritate. Ca atare, cred că este important ca în viitor să continuăm și să ducem la bun sfârșit acest proiect. Jur credință patriei mele, România, jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții, jur să respect legile țării și regulamentele militare, așa să-mi ajute Dumnezeu. Sunt cuvintele care s-au auzit rostite cu putere și credință pe platoul Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ohna, joi 27 octombrie. Sunt gata pentru desfințarea de depunerea jurământului de credință față de țară. Sunt director școlii, comisar șef de poliție penitenciară, Vasile Sucaru.
timpul festivității, elevii au rostit cu emoție și plin de speranță jurământul în fața directorului general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarelor din România, comisar șef de poliție penitenciară Claudiu Românu, directorilor de unități penitenciare din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor, reprezentanții instituțiilor din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, reprezentanților sindicatelor, ai autorităților publice locale și a întregii asistențe. Pentru început, vă rog să-mi permiteți să salut și eu prezența la evenimentul de astăzi a domnului comisar și de poliție penitenciară Claudiu Românu, director general adjunct al Administrației Naționale a Penitenciarilor, un bun prieten și susținător al școlii noastre, unul dintre cei care a fost alături de noi și ne-a sprijinit necondiționat în multe dintre proiectele noastre. Cu acest prilej îi mulțumim pentru încrederea acordată și la asigurăm de toată considerația noastră. Onorată asistență, suntem astăzi alături de elevii noștri pentru a fi alături în unul dintre cele mai emoționante momente din viața lor. Ceremonialul depunerii jurământului față de patrie, pe care doar cei mai curajoși și mai demni dintre români au șansa și onoarea să trăiască, reprezintă legătura indestructibilă și definitivă cu tot ceea ce înseamnă România, cu istoria sa, cu valorile sale strămoșești, cu credința și jertfa înaintașilor noștri. Astfel, începând cu acest an, școala noastră reia tradiția organizării festivității de depunere a jurământului militar de către elevii care încep anul școlar și implicit parcursul către o carieră în sistemul poliției penitenciare din România. Fără îndoială, este absolut impresionant să vezi astăzi, în timpuri marcate de incertitudine și cu o pace atât de fragilă, că tineretul României se îndreaptă încă spre profesii din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, unde formarea personalului și îndeplinirea serviciului au la bază cu pregătire sacrificiu, dăruirea și pregătirea continuă. Dragi elevi, legământul pe care îl veți vesti astăzi consfințește faptul că ați ales cu toată încrederea și cu conștiința liberă să vă legați destinul față de țară și să trăiți de acum înainte în slujba ei, să apărăți valorile democrației și ale justiției și să contribuiți la siguranța și liniștea compatrioților noștri. Faptul că vă aflați astăzi aici, în fața noastră, mândri, încrezători și pregătiți să jurați credință patriei. Un moment încărcat de emoție a fost înmânarea cheii de onoare a școlii de către șeful promoției 2022 Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare 25, reprezentantului elevilor din anul școlar 2022-2023. Este o zi încărcată de emoție și pentru mine, dar mai ales pentru voi. Ce să vă spun mai mult decât felicitări că ați ajuns aici. Vă așteaptă o carieră întreagă, de aici înainte, pe care să o murați și să fiți mândri de voi. Vă mulțumesc! Domnule director general adjunct, vă rog să-mi permiteți să iau cuvântul. Domnule director general adjunct, domnule director al școlii, domnilor profesori și dragi invitați, avem deosebită onoare și bucurie de a ne afla astăzi aici, în fața dumneavoastră. Am deosebită onoare de a mă adresa numele unei promoții care se află la început de drum. Chiar de onoarea școlii, pe care am primit-o cu această ocazie, reprezintă un simbol care ne încurajează, dar ne și obligă în același timp spre o conduită corectă care să facă onoarea acestei școli, dar și spre eforturi intelectuale susținute prin care să devenim polițiști de penitenciare profesioniști. Folosesc acest prilej să le mulțumesc domnilor profesori pentru primirea caldă, pentru încrederea și entuziasmul cu care ne încurajează. Totodată, vreau să mulțumesc și colegilor pentru seriozitatea și determinarea de care au dat dovadă de-a lungul pregătirilor pentru a deveni elevele acestei școli. Acestea fiind spuse, îmi doresc să avem parte numai de reușite, iar acest an să devină unul dintre cei mai frumoși. Am ales să fim pentru totdeauna neînfricați, integri și buni profesioniști. Așa să ne ajute Dumnezeu!
Domnule director general, ajung, vă rog să-mi permiteți să iau loc în formație. Cheia de onoare a școlii reprezintă un simbol al continuității, excelenței și performanței pentru elevi, care îi încurajează în parcurgerea procesului de pregătire, dar care îi și obligă în același timp spre o conduită corectă prin care să facă onoare școlii și care să-i ajute să devină polițiști de penitenciar neînfricați, integri și buni profesioniști. Un mesaj de încurajare, dar și de susținere a celor ce au ales să urmeze cursurile Școlii Naționale de Pregătire a Agenților de Penitenciare Târgu Ocna a transmis și primarul orașului Stațiune Târgu Ocna, Cristian Aurelian Ciubotaru. Este o emoție și pentru mine, pentru că sunt în fața dumneavoastră, în fața a 200 de tineri, care au acum câteva minute ați depus jurământul de credință față de drapel și față de țară. Este un moment unic. Pentru orașul Târgu Ocna, existența acestei instituții este foarte, foarte importantă, ne onorează și ne reprezintă pe plan național. Știm că această instituție este singura din sistemul de penitenciar și la Târgu Ocna mai funcționează încă două instituții pe care orașul se mândrește. Ce poate fi mai frumos decât să vă transmit un gând de salut, de bucurie, de sănătate și sunt convins că existența dumneavoastră în acest an de zile pe meleagurile Târgu Ocnene vă vor încărca cu energia noastră de aici, cu energia locului și veți transmite acolo unde veți ajunge dumneavoastră pe locurile de muncă pe care o să le câștigați prin efortul din această perioadă, să transmiteți gândul nostru de aici de la Târgu Ocna. Salut și prezența părinților dumneavoastră la acest moment emoționant. Vă salut pe toți, vă spun multă sănătate și succes! Totodată, comisar șef de poliție penitenciară, Claudiu Românu, a transmis elevilor mesajul de apreciere și de suport al directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor. Dragi elevi, stimați părinți și profesori, distinși invitați! În primul rând, ar vrea să lucrez mesajul și, în prima parte, să transmit scurt mesaj din partea directorului general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, domnul comisar șef de poliție penitenciară, dr. Dan Hagin. Ceremonialul depunerii jurământului de credință reprezintă un eveniment unic, cu o puternică încărcătură emoțională. Este o cheie fundamentală a transformării dumneavoastră umane și profesionale, deschizând drumul unei serii de oportunități și provocări pentru etapa următoare. Acest moment marchează începutul carierei dumneavoastră în sistemul administrației penitenciare, dar în același timp și o legătură specială între dumneavoastră și societate, în slujba căreia ați decis să fiți. Astfel, nu trebuie avut în vedere doar simbolistica puternică rădăcinată în cultura noastră națională, ci întregul spectru de obligații și datorii care incumbă din profesia pe care ați ales-o, jurământul de credință fiind un legământ față de acestea. Pregătirea teoretică și cea fizică sunt pilonii care vor sta la baza dezvoltării dumneavoastră ca bun reprezentant ai poliției penitenciare, iar eforturile pe care le veți depune în continuare pentru a construi cât mai temeinic cunoștințele și deprinderile specifice, vă vor permite să deveniți un specialist în domeniile de activitate și să vă simțiți împliniți prin ceea ce faceți. Vreau să fiți conștienți că aveți oportunitatea de a studia într-o instituție cu un prestigiu dobândit în timp, cu o bază material didactică continuă modernizare, cu simulatori și laboratoare de pregătire modernă, cu dotări la standarde ridicate compatibile cu școli similare de pregătire atât naționale cât și internaționale. Este important de reținut faptul că alegerea pe care v-ați asumat-o nu presupune doar exercitarea unei profesii, ci implică realizarea unei misiuni importante, aceea de a promova valorile și principiile instituționale și de a vă îndeplini datoriile și responsabilitățile aferente statutului de polițist penitenciar. Vă asigur că în sistemul administrației penitenciare veți găsi sprijinul necesar în parcurgerea cu succes a drumului profesional ales. Vă doresc să vă mențineți aceeași motivație puternică de care a dat dovadă până în prezent, semnează directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor, dr. Dan Hagin. Și dacă îmi permiteți câteva cuvinte de ele, mă onorează să fiu prezent astăzi, aici, alături de dumneavoastră, pentru a marca acest moment unic. În fapt, este o premieră în istoria
școlii, de fapt, că reiterare din 2004. Dar și pentru mine este o premieră, postura de reprezentat al Administrației Naționale Penitenciară, calitate de director de anjo, moment cu siguranță plin de semnificație și bucurie și pentru dumneavoastră și părinții dumneavoastră. Doresc să-mi exprima aprecierea pentru faptul că ați promovat un examen de admitere riguros, convins fiind ca aportul pe care se aduce în sistemul administrației penitenciare va fi semnificativ. Va aflați la începutul unui parcurs educațional care vă va conduce incontestabil către o maturizare și responsabilizare personală și profesională prin alegerea unei cariere deosebite și a unui statut social de pe respect cu partea tuturor membrilor societății. Am convingerea că veți da dovadă de un conduite reproșabil, profesionalist și integritate în activitate de zi cu zi. Vreau să subliniez importanța sistemului de simboluri pe care îl incorporează în forma care o veți purta de acum înainte și care vă va conferi pe de o parte autoritate și respect, dar care totodată vă va impune un comportament civilizat și de într-o manieră politică cu statutul pe care îl dețin. De asemenea, puteți întâlni cu anumite aspecte care, probabil, nu sunteți familiarizați. Precum respectarea unui program impus, a unei discipline și rigori, rezultate de regulamentele specifice educației pe care o veți primi pe parcursul acestui an școlar. Toate acestea vor avea ca rezultat conturarea responsabilității legale față de persoanele private de libertate. Vă recomand să fiți curioși, îndrăzneți, determinați, pentru că reprezentați viitorul Poliției Penitenciare. Și este important pentru noi toți să reușiți ca prin implicare și perseverență în fața provocărilor inerente oricărei perioade de instruire, să atingeți un nivel superior de dezvoltare personală și profesională, care vă va permite să vă îndepliniți misiunea la nivel de performanță și să dobândiți sentimentul satisfacției profesionale. Cu ocazia depunerii jurământului de credință, vă felicit și vă urez succes în această nouă etapă din viața dumneavoastră, cea a formării și a instruirii în slujba Poliției Penitenciare. Vă mulțumesc frumos! Legământul rostit de elevii școlii consfințește faptul că au ales cu toată încrederea și cu conștiința liberă să-și lege destinul față de țară și să trăiască în slujba ei. Joi seara a avut loc prima aterizare a unui elicopter Smurt pe helioportul construit cu fonduri europene. Astfel, ziua de 27 octombrie va rămâne una memorabilă, căci astfel se va face diferența între viață și moarte, când fiecare secundă poate cântări decisiv intervenția medicală prontă și adecvată, ce va putea salva viața oamenilor. Helioportul Spitalului Județean de Urgență Bacău reprezintă un obiectiv extrem de important, partea proiectului integrat ce au mai inclus lucrări de modernizare, de extindere și dotare a infrastructurii unității de primiri urgențe a Spitalului Județean Bacău. Facilitatea a devenit operațională imediat după efectuarea zborului de calibrare ce s-a desfășurat joi 27 octombrie de la ora 18. Trebuie de precizat faptul că valoarea totală a investițiilor se ridică la aproximativ 3,6 milioane de euro. Seniorii liberali și-au ales conducerea. Joi 27 octombrie, liberalii băcăuani au organizat alegeri pentru desemnarea conducerii, la eveniment fiind prezent atât președintele PNL Bacău, deputatul Mircea Feche, cât și deputatul de Bacău, Cătălina Ciofu. Felicitări doamnei Adela Hadâmbu pentru voturile de încredere primite. Mult succes, tot sprijinul și suportul în ceea ce dorește să întreprindă în fruntea organizației de seniori, i-au transmis deputații de Bacău câștigătoarei alegerilor. Organizației de seniori a Partidului Național Liberal Bacău este formată din persoane active care au decis să-și folosească experiența de viață pentru a gândi și realiza proiecte care să le facă viața mai bună pensionarilor din județ.
Guvernul condus de PNL a majorat pensiile atât la 1 septembrie 2020, când punctul de pensie a crescut cu 14%, de la 1.265 de lei la 1.442 de lei, cât și la 1 ianuarie 2022, când a fost majorat punctul de pensie cu 10%, respectiv de la 1.442 de lei la 1.586 de lei. Pentru a veni în sprijinul pensionarilor afectați de creșterile de prețuri, Guvernul condus de premierul liberal Nicolae Ciucă a acordat un sprijin financiar în luna ianuarie celor cu pensii mai mici sau egale cu 1.600 de lei, iar în luna iulie pensionarii cu venituri mai mici sau egale cu 2.000 de lei au primit un alt sprijin financiar în valoare de 700 de lei. PNL consideră că pensiile trebuie să crească și vor crește. La această oră se caută soluții pentru această majorare să fie cât mai aproape de rata inflației, pentru că pensionarii din România nu merită să suporte pe umerii lor povara creșterii prețurilor. Câteva sute de oameni veniți din toată țara au sărbătorit duminică 23 octombrie în avans Ziua Armatei Române în Cimitirul Internațional de la Valea Uzului și au adus un omagiu militarilor români care au murit în zonă și în special în timpul Primului Război Mondial. Alături de primarul orașului Dărmănești Constantin Toma au fost cei de la Asociația Calea Neamului în frunte cu Mihai Târnoveanu, Dan Grăjdeanu de la Frăția Ortodoxă, Pompiliu Diplan, Luis Bratu, Alexandra Spiranu și Gheorghe Samoilă, dar și reprezentanții filialelor Căoane ale Asociației Naționale Cultul Eroilor, Asociația Națională a Veteranilor de Război, dar și Asociația Națională a Gardelor Militare în Rezervă și Retragere. Este vorba de președinții celor trei filiale, Dănuț Voicu, general de flotilă aeriană, doctor în rezervă Vasile Florea și colonel în rezervă Costel Ciupercă. Pentru a doua oară a fost prezent la Cimitirul Internațional de la Valea Uzului generalul Ioan Procopie la aproape 103 ani. De data aceasta, pe lângă steagurile purtate de cei sosiți la Valea Uzului, au fost aduse 150 de cruci care au fost purtate simbolic de cei din Frăția Crucilor. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Sâmbătă 29 octombrie, cerul va fi senin, mercurul în termometre urcă până la valori de 22 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 9 grade Celsius. Duminică 30 octombrie, cerul va fi parțial înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 21 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la valori de 9 grade Celsius. Luni 31 octombrie, cerul va fi parțial înnorat, maxima zilei nu va depăși valoarea de 19 grade Celsius, iar noaptea mercurul în termometre coboară până la valori de 5 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.